Acum ce să fac? Dacă sforăi omul, îl trimit la operație de deviație de sept sau ce o avea, din ce cauză sforăi. E frică de ace. Ascultă-mă ce spun, că îl duc de mână, mă duc cu el, nu știu. Și dar dacă are toate celelalte virtuți, vorba ta, sau principii, frumos dezvoltate, mi le arată, mă îmbrățișează cu ele și așa mai departe, acum de-aia nu mai plouă în Dubai, că ia uite, sforăi. Tu, ascultă-mă ce spun, mai există camera de oaspeți. A, uite ce mă duc cu eu. Asta nu-s de acord. Cum adică să doarm în camera de oaspeți? Mă duc eu în camera de oaspeți, decât să sforăi lângă mine. Dar singur în camera de oaspeți? Dar eu vreau să dorm poate am pisică și mă descurc. Dar eu sunt nebună de aia care crede în dragoste și care... Bun. 12 ani, adolescenta din mine acum e exaltată. Apropo de adolescenți. Da. Nu știu dacă ai remarcat și acum o să te scot din zona asta eterică și te aduc cu picioare pe pământ. Te rog. Din ce... Eu am fost la restaurant, am văzut de mine. Am remarcat incidența copiilor obezi. Bă, da, obezitate morbidă. Deci un tânăr deștept, adminter, desupan aminter, cu firmă, cu alea. Adică se vede că se trage dintr-o familie care nu mânca din economie. Da. Nu încăpea pe scaun, ceva îngrozitor. Și când am văzut ce-și comandă, o pizza cu multe dalea, multe dalea, multe dalea și o cafea cu mult lapte, mult zahăr, multă frișcă. Doamne, zic, copilul ăsta știe la ce se expune. Părinții lui știu la ce se expune. Și ați văzut că în America nu încap doi pe trotuar unul lângă altul. Da, da. E, ce să vezi, vine, și la noi, vine, da, vine valul încoace. Este foarte trist și cumva alarmant, dar ar trebui să ne informăm despre lucrurile astea, să înțelegem exact și mai ales să ne dăm seama de unde pleacă noi ca și părinți, ce facem greșit dacă facem ceva greșit sau ce am putea să facem mai bine. Dacă nu, cumva copilul face singur. Exact, ca să nu mai ajungem în situația dacă respectivă. Tot pui întrebări cărora eu nu pot să le răspund pentru că nu-mi permit, mai bine o face domnul medic specialist de chirurgie pediatrică, domnul doctor Sebastian Ralea. Domnule Ralea, vă mulțumim tare mult pentru că ați venit să ne ajutați un pic. Sărut, mâna, bună ziua, eu vă mulțumesc. Cu întrebările acestea începem. Noi ca părinți greșim undeva? Practic, ca părinți avem tendința să credem că oferind mână liberă copiilor noștri pentru a avea acces la alimente și, din păcate, astăzi marketingul promovează foarte intensiv alimente hipercalorice, dulciurile, băuturile dulci, fast food-urile. Acestea reprezintă adevărate pericole pentru tânăra generație, care este atinsă de acest flagel, de această boală, recunoscută de altfel încă din 1997 de Organizația Mondială a Sănătății, ca având caracter pandemic, epidemie globală. Practic, toată planeta suferă, iar din cele 8 miliarde de oameni ale planetei, astăzi un miliard, incluzând și copiii de peste 5 ani, sunt obezi. Numărul lor fiind astăzi la nivel global de 630 de milioane, apreciindu-se că în contextul creșterii actuale incidenței obezității, până în 2030, aproximativ 80% dintre fete și 12% dintre băieți vor suferi de obezitate. Iar în cadrul acestor statistici, România nu stă deloc bine. În România, în prezent, jumătate dintre copii fiind supraponderali și obezi, iar un sfert obezi. Vai. Obezitatea fiind... Vai, vai! Știți ce voiam să vă întrebăm? Hai să zicem că tu, ca adult... Nu poți să te abții, nu poți să ce. La un moment dat te duci și, cum zice poporul român, tai stomacul, faci un gastric sleeve și după aia te ții de el. Presupun că în cazul copilor e mai complicată treaba. Nu poți să-ți duci copilul la gastric sleeve sau poți? Dacă în cazul copiilor, până acum câțiva ani, era un tabu să duci copilul la gastric sleeve sau la o operație de chirurgie a obezității, dar creșterea îngrijorătoare a incidenței obezității în populația pediatrică a deschis poarta tratamentului chirurgical al acestor copii, care altfel sunt supuși unor riscuri inacceptabile privind calitatea vieții, durata vieții, deoarece obezitatea nu este doar o problemă de moft. Obezitatea este o adevărată boală. De viață și de moarte. O boală care... Exact, exact. Se apreciază că în rândul populației pediatrice obeze
există un risc semnificativ ca acești copii care suferă de obezitate morbidă să nu atingă vârsta de 40 de ani. Și asta ca urmare a multiplelor comorbidități, a bolilor induse de obezitate, de exemplu, printre care diabetul de tip 2 și complicațiile sale, probleme cardiovasculare, incluzând hipertensiunea arterială, wow, creșterea grăsimilor în sânge, dislipidemiile, pseudotumor cerebri, hipertensiunea intracraniană și nu mai puțin adevărat, chiar dacă trist, s-a demonstrat că 13 forme de cancer sunt corelate cu obezitatea. Wow! Și asta ni se trage, cum ziceai, Linca, de la părintele care zice papă tot și mănânci și ciocolățică? Sau? Exact. Este vorba de un dezechilibru în balanța energetică a organismului, pentru că astăzi consumăm mult mai multe calorii decât în trecut. Copiii, de asemenea, având, așa cum spuneam, acces nelimitat la alimente hipercalorice, iar pe de altă parte, pe cealaltă parte a talerului balanței, sedentarismul. Astăzi, generațiile de copii nu mai fac ce făceam noi în copilărie, să ne cățărăm în toți copacii, să alergăm în vacanță exact, de dimineața până elasticul, seara. Da, exact. Sedentarismul este un alt factor extrem de important incriminat în dezechilibrarea balanței energetice și atunci răspunsul la întrebarea dumneavoastră anterioară este da. Astăzi, chirurgia și-a demonstrat eficiența în tratarea obezității la copii, fiind practic promovată și încurajată adresarea copiilor care au criterii de eligibilitate, adică un indice de masă corporală care să depășească 35 de kilograme pe metru pătrat, având asociate și boli cauzate de obezitate, sau 40 de kilograme pe metru pătrat, chiar în absența oricărei alte complicații, în cazul copiilor existând de asemenea și conceptul de depășire a percentilei 95. Ca să mă explic, da, percentila 95 înseamnă în cadrul exprimării grafice a indicelui de masă corporală, înseamnă acea poziție pe graficul curbei de indice de masă corporală, în raport cu care doar 5 copii dintr-o 100 au un indice de masă corporală mai mare. Deci, în raport cu acest concept, astăzi comunitatea medicală încurajează intervențiile de chirurgie obezității la copiii care depășesc cu peste 120% valoarea indicelui de masă corporală. Deci sunt de moarte. De la ce vârstă? Există o anumită vârstă de la care pot să apeleze la acest gen de intervenție? Având în vedere că aceste intervenții, odată cu restricționarea volumului pe care îl putem consuma la o masă sau în cazul operațiilor care asociază și șuntarea unei părți a intestinului, asociind diminuarea absorpției intestinale, nu doar pentru caloriile care au făcut rău copilului, ci și pentru principiile alimentare care sunt necesare unei vieți sănătoase, vitamine, nutrienți. Deci, având în vedere că impactul este și asupra micronutrienților, se recomandă ca aceste operații, dacă sănătatea, dacă viața copilului nu este pusă în pericol, să fie efectuate în condițiile evocate până în prezent la atingerea vârstei de maturitate a creșterii osoase, care în cazul fetelor este în jurul vârstei de 13 ani, iar la băieți în jurul vârstei de 15 ani. Deci peste această vârstă se recomandă în toate cazurile ca un copil care suferă de obezitate să fie adresat pentru o intervenție chirurgicală. Fix de asta vă întrebam de vârstă, pentru că e foarte interesant la oamenii maturi, la oamenii adulți care trec prin asta și iau această decizie, se face în mod conștient, pentru că ei deja își dau seama de tot ce implică această obezitate, aleg conștient și sunt ei conștienți de ce urmează să mănânce după aceea. Și medicul alege, crede-mă, că lucrezi mână-mână cu medicul. Clar, 100%, dar de asta mă întreba de vârsta la copil, pentru că operația în sine, am înțeles, știm cum se desfășoară, am mai vorbit despre ea în cadrul emisiunii, dar ce se întâmplă după operație, acolo, de fapt, voiam să ajung. Părinții trebuie să fie extrem de atenți dacă, într-adevăr, minorul are o vârstă destul de fragedă, nu reușește să fie conștient de lucrurile pe care le mănâncă după aceea, de cantitatea de mâncare. Dacă minorul se duce la școală și trece pe la fast food. Exact, exact.
Adică e important să înțeleagă ce se întâmplă cu el și de ce e nevoie de asta și ce trebuie să facă după aceea ca să mențină. Absolut. Obezitatea este o boală multifactorială care implică o urmărire multidisciplinară pe termen lung, deoarece implică factori comportamentali care necesită susținere psihologică, necesită susținere dietetică de specialitate, încât această chirurgie în cazul copiilor se recomandă de asemenea să fie efectuată în centre de mare volum, care prin volumul mare de lucru oferă o garanție a unor circuite rodate în sensul urmăririi post-operatorii a acestor pacienți. Ați operat mulți, care trebuie mulți să pacienți se... mici? Adică pacienți de 14 ani, 15 ani? Da, marea majoritate a copiilor care ajung să fie operați pentru obezitate sunt în jurul acestei vârste 12-16 ani, dar nimic nu este matematic în medicină. Știu, dar totul se judecă. Sunt mulți? În creștere numărul lor, vi se pare, domnule Ralea? Sunt foarte mulți. Sunt foarte mulți copii. Așa cum spuneam, în România astăzi un sfert dintre copii sunt obezi. Respectă sau satisfac criteriile definiției de obezitate. O întrebare iar mai am. Iar incidența este în continuă creștere. Care mi se pare foarte importantă. Sunt conștienți părinții de faptul că un copil gras, un copil obez, nu este sănătos? Asta gras pentru că, exact, foarte multe mămici aud, vai, ia uite-l cât e de drăguț, ce bucălat e, ce grăsuț e, ce... Părinții, clar că își iubesc copiii mai presus de orice, dar când intervine conștientizarea faptului că nu e sănătos și poate fi periculos? Sunt părinții din România conștienți de treaba asta? Cred că în conștientizarea părinților, dincolo de rolul medicului și dumneavoastră, prin acest gen de emisiuni cu caracter informativ, avem un rol împreună esențial în sensibilizarea părinților asupra caracterului grav al obezității, care, așa cum spuneam, nu este o problemă de moft. E adevărat că nu este un rău făcut cu bună știință. De multe ori este consecința faptului că la rândul nostru ca părinți am avut frustrări legate de accesul la dulciuri, la fructe. Dacă noi n-aveam să aibă copilul. Iertați-mă, o ultimă... Și atunci, exact. Nicio problemă. Eu zic să ne oprim aici pentru că discuția noastră a fost prea interesantă ca să o stric eu acum la final cu o întrebare care era deja prea dură pentru momentul în care ne găsim. Mulțumim foarte mult, mulțumim, domnule doctor. Am învățat de-a lungul timpului de la tatăl meu, care este medic pediatru și care a fost o viață de un medic pediatru, eu crescând printre medici, ferește de copilul gras ca părinte. Dacă el nu mănâncă, lasă-l în pace, că știe el. Lasă-l în pace, că... Pe de altă parte, dacă l-ai învățat cu papă tot, că altfel nu ieși la joacă. Acum nu-ți mai dau tableta. Copiii mănâncă la tabletă. Dacă nu le dai tableta, urlă și nu mănâncă. Și atunci le pui tableta în față, ei stau așa amorfi și tu le dai cu... Lingurița, le bagi în gură, da. Da, sunt bunici care alergă prin casă, prin toată casa să... După ei. Da. Plus că mai există varianta asta, despre care știu și am auzit de atâtea ori, momentul în care tu nu-i dai copilului dulciuri, dar și îl ții în restricția asta multă vreme. Scapă, și când scapă... Prăpăd și haos. Bravo. Și atunci nici nu știu cum e mai bine. Nu mai bine îi dai tu, dar îi dai controlat? Adică îi dai o bombonică pe zi, astfel încât el să nu fie disperat în momentul eu în care iese din casă? Eu. Cum ai făcut? Frigiderul meu era plin, plin de ciocolată. Plin. Plin. Bombonele, telea de care ți-aduc ție. Mi-a mâncat una, dar având în vedere că erau tot timpul acolo, nu m-a interesat-o. Deloc. Asta spun. Deloc. Asta spun. Și eu îi dau Luzian și prefer să-i dau... Eu nu-i dau... dădeam. Aveam frigider din ăla cu ușiță care se deschide. Eu n-am frigider cu ușiță. Avea acces la vremea respectivă. Da. Pang, pang, se uita ce acolo. Ce acolo? Asta, erau asta, asta. 15 bombonete de același fel. Da, da. A, păi de asta am mâncat și ieri. Nice. Și închidea și pleca. Da. Păi nu vrei o bombonică? Nu. No, mulțumesc. Da. N-a asta zic. Niciodată. Cred că e foarte important să îți... Să prinzi care e mecanismul după care funcționează fiecare. Hai să vedem dacă avem ceva în pauza care urmează. Ceva bun. Ia să ceva bun.